Următoarea invitată are 80 de medalii de aur, a fost campioană mondială la jiu-jitsu de 7 ori și are, atenție, 16 ani. Iar el este antrenorul ei și fiul celebrului George Mihăiță, Alexa Teodorescu și Tudor Mihăiță. Bună! Salut! Salut! Vă rog frumos să luați un loc. Tudor, felicitări, am auzit numai lucruri senzaționale despre tine în ceea ce privește sportul ăsta. Mulțumesc foarte mult! Pentru că ești un antrenor foarte respectat. Un instructor, se zice, sau antrenor? Și instructor și antrenor. Da, ești foarte respectat și ai obținut foarte multe rezultate de nota 10, uite, și medalii de aur. Da, la absolutul, la clubul pe care îl conduc, avem 21 de titluri europene și 10 titluri mondiale. De când faci treaba asta? S-au împlinit acum în iarna asta 16 ani, de când fac jiu-jitsu brazilian. E un stil care e foarte la modă în străinătate, s-a dezvoltat foarte mult și la noi. Sunt multe vedete care îl practică din străinătate. Nu exista la vremea respectivă în România și am avut norocul când mai mergeam în străinătate, mergeam pe la câte un club, mă antrenam și așa a pornit totul. De fapt, am început la mine în sufragerie cu vărul meu. Pe nicovoare ne tăvăleam un pic și ușor, ușor lucrurile s-au dezvoltat. Am renunțat la un moment dat la job, m-am ocupat numai de chestia asta. Sunt unii dintre norocoși care și-au transformat hobby-ul într-un job și vin cu mare plăcere acolo. Și am ajuns în cele din urmă la rezultate care spuneam. Avem 2 săli mari în București și 20 de cluburi afiliate, majoritatea în țară, dar și în Kuwait, Olanda, Republica Moldova. Iar prima dată ai auzit de jiu-jitsu în seria filmelor BD? Da, în BD, tata are o secvență în care este cu Toma Caragiu și cu Sebastian Papaiani. Ca să fac o paranteză așa, nu știu dacă ți-ai dat seama, dintre toți mari actori care erau în filmul respectiv, mai tata mai trăiește. Dumnezeu să-i dea sănătate. Da, mulțumesc. Am plinit 70 de ani acum 4 luni. Mulți înainte, să-i dea Dumnezeu sănătate și merge în continuare la teatru. Da, 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 are niște piese excelente. Și în filmul respectiv, vrea să se facă polițist și Toma Caragiu, care era capitanul de poliție, întreabă, dar tu ce știi? Și spune, el tăvălește pe Papaiani și știu și jiu-jitsu. Și cumva așa s-a făcut, da, un... Am un coleg care lucrează cu noi, Andrei îl cheamă, și el este pasionat de sport și de lupte și spunea despre tine că ești un instructor, cum se numește, un antrenor extraordinar. Da, îi mulțumesc pentru compliment. Avem aici o campioană care a venit cu o parte din medalii, că nu sunt toate 80 aici, nu? Doar 20. Are 80 doar de aur? 80 doar de aur, da. 80 doar de aur și ai 7, câți ani ai? 16 ani. 7 titluri mondiale? Da. Cum te-ai apucat de jiu-jitsu? Eram într-o pauză de sport, am încercat multe sporturi, precum balet, basket. Da, încercai toate sporturile și nu da, te regăseai. Da, în not și nu mi-a plăcut nimic de care să mă țin. Până într-o zi în care un alt antrenor a venit la școală și împărțea flyere. Da. Și am primit un flyer și m-am uitat, am zis, nu știu ce e asta. După a fost filmul Karate Kid, unde zice de jiu-jitsu și pe flyer scria tot jiu-jitsu, dar că era o mică diferență pe care eu nu știam. Am fost acasă, i-am zis lui mama, hai să încercăm, dacă tot nu fac niciun sport, și m-am dus prima dată la antrenamente. A început să-mi placă. Eu de la primul antrenament atunci am spus că nu o să particip niciodată la niciun concurs, că mi-era foarte frică. Dar după ce am participat la primul concurs, am câștigat și ani de zile tot am câștigat. Și îmi plăcea sentimentul de a fi pe prima treaptă a podiumului și am zis să continui, pentru că e ceva ce îmi place. 16 ani, 80 de medalii de aur și nenumărate de argint și de bronz, nu? 7 titluri mondiale. O să te întrerup și o să completez. Ce interesant e că a fost la 85 de concursuri? Sau? Nu, n-am fost la 85 de concursuri, am fost la mai puține concursuri, doar că la unele concursuri luam mai multe medalii. Da, adică are foarte multe medalii de aur pentru că n-a pierdut mai deloc. Și asta e explicația pentru care are atât de multe medalii de aur. E viitor Alexandra reprezintă așa viitorul acestui sport? Alexa. Mie mi-au trecut foarte mulți sportivi, ca zic așa, prin mână. Foarte mulți, foarte talentați, însă ea chiar este un fenomen și este cel mai talentat sportiv care mi-a trecut prin mână și pe care am avut ocazia să-l antrenez. Ea este formată la un alt club, un
Club care se numește Spartacus, la noi a venit de un pic mai mult de jumătate de an. Deja a câștigat un titlu european în jiu-jitsu brazilian, în stilul pe care noi îl practicăm, la Lisabona, acum 2 luni, în ianuarie, unde a câștigat toate meciurile sub un minut. Adică ea chiar este un Messi al jiu-jitsului, dacă putem să spunem așa. Are 16 ani și presupun că ca să obții toate aceste medalii de aur înseamnă și foarte mult antrenament, înseamnă și foarte multă pregătire. Da, am antrenament în fiecare zi, seara, acum. Vara aveam și de 2 sau 3 ori pe zi și implică foarte mult pasiune, adică dacă faci ceva ce nu-ți place, nu o să te ții. Eu, de exemplu, am renunțat la multe ieșiri cu prietenii sau multe petreceri sau... Ca să te odihnești și să poți... Ca să mă odihnesc, să pot să merg a doua zi la antrenament sau seara, când aveam antrenamentele, ei ieșeau și eu mă duceam la antrenament pentru că nu puteam să merg. Nu era programul. Spune-mi un pic, băieții ce zic despre tine? Băieții, fiecare are părerea lui. Unii mă apreciază, alții vor să mă provoace să ne batem. Nu pot să cred și? Și altora le e frică, depinde acum de anturaj. Dar nu am intrat niciodată într-o bătaie în afara sălii, pentru că tot ce se învață la sală se aplică la sală, în concursuri. Și rămâne la sală. Și doar în cazuri extreme, în caz că te atacă cineva. N-ai avut niciun caz extrem, nu? Ba da. Și? M-am apărat, am fost atacată. Jiu-jitsu înseamnă de fapt să auto-apărare, te apă, nu? Da. Și? Am fost atacată de 2 ori pe stradă și pot să spun că m-au ajutat foarte mult lucrurile pe care le-am învățat la jiu-jitsu, la antrenamente, reflexul pe care l-am avut de a lovi sau de a... I-ai pus la pământ? Da, pe unul dintre ei, da, pe celălalt nu. Celălalt a fugit? Da, am plecat, am fugit și eu și el. Fiecare în altă parte. Tu te-ai speriat de el, iar el de tine. El de frică, ea de bucurie. A văzut că pot să mă apăr și a zis, cred că a zis că nu mai încearcă mai. Iar pe celălalt l-ai pus la pământ? Da. Aveai salvarea? Nu știu, eu am plecat. Dar a rămas acolo, nu? Da, nu s-a mai ridicat după mine, nu. Nu s-a mai ridicat după tine? Nu, m-a rămas. Bună, Alexa. Foarte tare. E greu sportul ăsta? Nu, este un sport foarte eficient, pentru că poate să fie practicat și de fete și de băieți, dar și de copii, de la vârste de la 3 ani poți să te apuci de sportul acesta, până la 70-80, tot poți să-l practici. Uite câte medalii de aur ai obținut și felicitări pentru că faci jiu-jitsu și astea sunt doar o parte, cum spuneam ceva mai devreme, și ai și noroc de un profesor extraordinar, Tudor Mihăiță, băiatul actorului George Mihăiță, știi? Toată lumea se gândea că poate și tu trebuie să fii la actorie. Da. Tot timpul mi se întâmplă chestia asta. Au dat în ziare când am ieșit campion european, tot fiul lui George Mihăiță a ieșit campion european. Pe mine mă deranjează și foarte mândru de tatăl meu, ca și de mama. Mama tot timpul îmi spune pe la emisiuni, te întreabă lumea numai despre tatăl tău, despre mine nu-ți spui niciodată nimic și vreau să o salut acum, mama, te salut. Și... Mama ta a venit vreodată la competițiile tale? Nu a venit. Tata când a venit prima dată la o competiție, nu participam eu, participau elevii mei și era o competiție pe care eu o organizam. Ca o paranteză, dacă cineva vrea să ne vadă la lucru, la un campionat european, sâmbătă la sala Apollo din București, și atât Alexa cât și eu participăm la un campionat european de jiu-jitsu, iar la categoria mea de vârstă peste 30 de ani, ea la sub 18. Și tata vine la o competiție și stilul pe care îl practicăm implică, printre alte lucruri, și strangulări. Și în momentul în care strangulezi pe cineva îndeajuns de bine, după 5-6 secunde, dacă el nu renunță la luptă, se produce o pierdere a cunoștinței. Și se cheamă că e pus la somn și pur și simplu leșină. Și tata de-abia venise cu cei doi frați ai mei, care pe vremea aveau vreo 10-11 ani, și a venit exact în momentul în care unul dintre sportivi a fost pus la somn. Și s-a ridicat, nici n-a apucat să se așeze bine pe scaun, că s-a ridicat disperat, că nu înțelegea, că în momentul în care vezi, ai senzația că cineva moare, știi? Și a fost așa, ca un fel de șoc. Și acasă? Acasă, el în continuu spune și acum, nu mai participa, n-are rost, tu trebuie să antrenezi. Eu tot am rămas copilul ăla mic de care el trebuie să aibă grijă. Superb. El este Tudor Mihăiță, puteți să-l căutați pe Instagram, tot așa, Tudor Mihăiță. Tudor Mihăiță, da. Căutați-l pe Instagram, dați-i like, iar Alexa Teodorescu, așa și pe Instagram și pe Facebook, da? Felicitări, campioană! Mulțumesc! Felicitări, mulțumim mult de tot! Mulțumim mult de tot, sunteți senzaționali și medaliile sunt ale tale. Sâmbătă ați aflat, puteți să-i vedeți pe acești oameni, dar puteți să aflați mai multe de pe conturile lor de socializare. Mulțumim mult de tot!
Care, cum e, o figură, ceva? Nu așa. De jos. Uite, băiatul ăla negru, Ciucă, vrea să... Vrei să te antreneze puțin? Să te antreneze. Mulțumim mult de tot! Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim!